Pentru că achiziția centralizată a întârziat săptămâni bune, rând pe rând, medicii de familie au anunțat că nu mai au cu ce să vaccineze copiii. Dar singura alternativă pentru părinți a fost farmacia, pentru că de luna trecută nici la Direcția de Sănătate Publică Botoșani nu mai era nimic. În aceste condiții, copiii ce trebuiau vaccinați au fost reprogramați în timp ce alții au fost imunizați, acolo unde medicii de familie mai aveau în stoc câteva doze. Câteva sute au mai rămas în tot județul. Am rugat medicii de familie să reprogrameze copiii care nu reprezintă o urgență, care nu sunt într-o zonă de risc deosebit. Adevărul este că avem și focare de rujeolă momentan și de asta a fost această acțiune comună cu medicii de familie. Copiii care au fost amânați în aceste două săptămâni vor fi reprogramați și chemați începând cu săptămâna următoare pentru a li se administra dozele la timp. Mâine, spune medicul epidemiolog, ar trebui să ajungă în județ aproximativ 7.000 de doze de vaccin. O parte dintre ele vor fi transmise mai departe în teritoriu, iar celelalte vor rămâne în depozitul instituției pentru eventuale urgențe, cum au fost multe de la începutul anului. Toate cazurile au evoluat bine, nu avem cazuri deosebite până în acest moment. Avem și adulți, avem și copii, avem și persoane care momentan noi nu le putem vaccina fiind peste vârsta de 9 ani, pentru care recomandarea noastră ar fi, dacă nu și-au făcut nicio doză de vaccin, să și-l achiziționeze și să-l administreze prin medicul de familie. Pentru ceilalți, recomandarea este să se prezinte la medicul de familie, vaccinarea fiind singura metodă de a preveni rujeola și complicațiile ei. În primele 5 luni ale anului au fost aproximativ 200 de cazuri de rujeolă, cele mai multe fiind parte din focare.